Salut, salut, o să facem rapid un film cu monkey. Dacă tot viitorul sună așa sombru, tot felul de tulpini mutante, pașapoarte pe bază de vaccin și alte aberații care o să vă restricționeze posibilitatea dacă lor trăi prin Europa, trebuie să gândiți pozitiv. Dacă vă aflați acum în România, sunt atâtea lucruri frumoase și atâtea locuri și lucruri de văzut, de nu avem zile. <laughs> Dacă le-am luat toate să facem o listă, nu avem zile să le vedem pe toate. Așa că m-am gândit, m-am hotărât anul ăsta, o să-l dedic hiking-ului. O să încep să, să fac toate trasele montane, dar bineînțeles că trebuie să avem, să avem ceva gear. Și tot mai veni, v-am arătat, am mai luat niște perechi din acestea de de pantof. Eu, eu nu știu, nu sunt chiar adeptul bocancilor, deși venire și o pereche de bocanci, vi-arăt imediat și pe aceea. Mi se, par totuși, um, mi se pare totuși un pantof din ăsta de trading mai adecvat uh, la, tre la traseele montane. Bine, la ce mă refer eu trasee, nu prea sunt chiar trasee montane, sunt, uh, sunt uh, poteja de trail, uh, drumuri forestiere până la urmă. <laughs> Haideți să vă arăt. Acesta este un agravic de la Adidas. Am avut prima dată, mare atenție, cei de la Adidas au, diferit, au diferită numerotarea. Numerele lor, am crezut prima dată că 46 și 2 pe 3 e mare, dar e chiar foarte bun. Nu e, nu e, o mărime foarte mare. E chiar mai mică decât, decât 4, 6 normal. Cel puțin așa mi s-a părut mie la prima încercare. Dar ce este în schimb fain, uitați stalpa aceasta. E, e, mai rezistentă decât la majoritatea bocancilor pe care i-am avut. E și, are și, e și izolată la apă. E cu Gore-Tex. Are Gore-Tex. Și asta garantează că puteți să treceți prin tot felul de, <gură> de băltoace și <gură> mijlacuri, fără să vă udați. Și v-am spus, dezavantajul la Gore-Tex, mulți spun că nu poți să-i usuci bine, dacă, bineînțeles dacă campezi noaptea. Dar nu o să fie cazul că noi lovim traseul pe toată perioada zilei și apoi suntem din nou la mașină și ne schimbăm încălțările. Stați să vi-l arăt mai bine. Nu știu dacă se vede, dar sunt foarte, foarte rezistenți. Talpa. Talpa e, e foarte, nu poți să o, nu s o, s -o, s o îndoi cu mâna. E foarte, foarte rigidă. Talpile s de Continental. <laughs> Designul e foarte fain. Are un albastru din un albastru marin. Military. Și haideți să vă arăt. Să nu credeți că sunt cam am eu ceva împotriva bocancilor. Am luat, aba, veni și pachetul acesta. O să vedem aici. Șosuri, combat zone shod. Încălțări de luptă, <laughs> zona caldă. Numărul 46. Haideți să vedem ce avem aici. Asta e o, e o băscălie. O... <laughs> o bască militară de armata germană. Numărul 61. Este lână 100%. Asta e foarte faină. Nu prea îmi nu prea place să merg cu capul descoperit niciodată. Mai mult de... Nu neapărat de... Din cauza temperaturii sau să... Din cauza radiații solare. Prefer să am tot timpul ceva pe cap când merg în, în open space. O punem deocamdată deoparte și haideți să vă arăt. Ăștia sunt bocanci de la armata militară, sunt bocanci NATO felin de la armata, armata, franceză. Deci, serious stuff. Ei sunt de deșert, după cum se vede și culoarea. Dar asta nu o să ne împiedice să, să mergem cu ei în pădure. Și v-am zis că așa o să-i folosesc, la noi sunt multe vipere. Ăștia o să iau prin zonele unde știu că sunt vipere, pentru că mai, mai, bine, mai bine să sufli și în să te trezești... Să te trezești... <laughs> nu neapărat că te omoară o viperă, dar te lasă... Te, te, te schilodește bine. În plus, vaccinurile sunt destul de greu de, de accesat. Iar să cumperi un vaccin, am înțeles, ajunge undeva la 2000 de euro. Deci nu are niciun sens, mai ales că nu poți să-l transport, nu mergi cu frigiderul după tine, nu este, nu este o soluție viabilă să-ți să cumperi un vaccin. Chiar dacă, ai fi, <laughs> chiar dacă ai fi super paranoid. Dar e, ideea e să vezi pe unde mergi și să, să ai și o încălțare pe, pe munte, pe unde, prin zonele unde știi, în sezonul în care apar viperele, în sezonul cald, trebuie să ai o, o încălțare adecvată. Să vi mai arăt un pic, partea aceasta e din piele, seamănă un pic cu cizmele la design, aduc cu cizmele romane, bine, până la urmă noi suntem urmașii Imperiului Roman, noi, United Europe, dar, dar și partea aceasta care e textil e foarte rezistentă, nu știu, sunt convins că n-ar trece și chiar dacă ar mușca din zonele acestea unde nu sunt acoperite de piele, nu cred că ar trece mușcătura, pare nu știu cum să vă zic, aduce de parcă ar fi foarte tare, zici că e chevlar. Deci, ho, oh, 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 oh. Așa, asta să vi arăt mai bine. Nu știu lumina asta cât e de bună. Ia, acum. Și acestea sunt numărul tot 46. Cam asta e. Cam asta e. O să încerc să, să fac cât mai multe trasee. Pentru că e păcat. E păcat să, să, să ai așa țară și să nu o vizitezi. Și să nu și să nu o descoperi la adevărata sa valoare. Numai bine, over and out. Bă! Admițiune <laughs> de recunoaștere. Suntem la fel de sprinteni ca Iliescu.